नमस्कार. De aceea am să invit în scenă, alături de mine, pe domnul primar Dumitru Pancazi și pe doamna viceprimar Gabriela Nedelu. Anul acesta, după cum observați, au fost foarte multe înscrieri. Avem aproximativ 15 localități înscrise, localități care au venit nu numai cu o formație, ci chiar și cu trei formații. Sunt și din județul Iași, dar și din județul Neamț. Sunt aproximativ în jur de 700 de participanți. Dar am să-l rog pe domnul primar, Dumitru Pancazi, să ne vorbească câteva cuvinte, pentru că să nu uităm, în tradiția poporului român se obișnuiește ca gospodarul să primească colindătorii. Am să-l rog prima dată să servească simbolic o bucățică de pâine și sare, cum se obișnuiește la noi, la român. Și am să rog domnișoara, apoi să coboare, și la doamna viceprimar, te rog frumos, și să coboare și la dumneavoastră. Domnul primar? Dragi pășcăneni, stimați invitați, sunt deosebit de onorat să deschid cea de-a noua ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarnă în municipiul Pașcani. A devenit o tradiție pentru noi să organizăm astfel de festival, ocazie cu care avem posibilitatea să luăm contact și să admirăm obiceiurile, tradițiile și costumele frumoase ale poporului român, care atestă de sute de, și mii de ani că pe aceste locuri a dăinuit această nație. Țin să mulțumesc tuturor invitaților care au dat curs acestui festival, la acest festival, din municipiul Pașcani, din împrejurimile, deci comunele limitrofe municipiului Pașcani, și nu numai din zona Pașcanilor, avem invitați și care participă și din zona Neamțului. Mulțumesc și felicit cu această ocazie pe toți primarii, viceprimarii, instructorii care s-au ocupat de acești tineri. Și nu sunt numai tineri, sunt și oameni mai în vârstă care împreună cu cei tineri transmit aceste obiceiuri și tradiții ale poporului român. Sigur, nu în ultimul rând, mulțumesc Consiliului Local, Primăriei Municipiului Pașcani, care au aprobat bugetul pentru desfășurarea acestor activități de iarnă. Și sigur, pentru că abia a trecut Crăciunul, vă urez în continuare sărbători fericite, în pace, liniște, alături de cei dragi, și pentru că nu peste mult timp urmează un nou an, vă urez sănătate tuturor pășcănenilor din municipiu, de acasă și din străinătate, prosperitate, bucurie în suflet, bunăstare și împreună să continuăm modernizarea municipiului Pașcani. La mulți ani! Thank you.
atunci când îi faci cale. De aceea am să invit în scenă, alături de mine, pe domnul primar Dumitru Cantazi și pe doamna viceprimar Gabriela Nedelcu.